da. Ai venit la fix. La fix da. Am venit, da. Pentru că pe Maria ați văzut-o toată vara la noi, a tras și a, și-a tras sufletul și după aceea a venit încoace. Da. Păi, să dăm drumul la câini, ca să zic așa, prima ținută, Liviu Teodorescu, la niște premii muzicale. Liviu Teodorescu. Da, am văzut ținuta lui Liviu, nu cred că a fost niciun dress code acolo sau dacă a fost oricum nu l-a respectat, pentru că ținuta asta e una dintre cele mai proaste ținute pe care le-am văzut în ultimul timp. Se pare că tot nu vrea să apeleze la un stilist, nu înțeleg de ce. Pentru că, într-adevăr, se poartă, a încercat el ceva cu geaca asta, se poartă gecile oversize și știm cu toții că se poartă. Dar e din lame? Din... Dar nu asta este problema. Geaca ar fi funcționat cu un tricou mai lung, cu alt gen de pantaloni, iar șosetele sunt absolut din alt film. Deci chiar n-am înțeles care a fost treaba cu șosetele, dacă puteți lua burtierele. Stai că nu văd șoseta. Da, nici eu am studiat fotografia și știu și poza. Și de asta zic că nu funcționează. Am înțeles, deci șosetele erau cu pătrățele. Da. 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 Foarte frumos, deci degeaba da. Ți-ai luat... Dar geacă... are o voce foarte bună. Pam, pam. Da, doamnelor și domnilor, este după modelul moldovenesc. Blujeam, geaca, muleac de bataie, știu, deci puteți merge mai departe, haide. Paula Chirilă... La să știți că m-am interesat de evenimentul ăsta. Am înțeles că a fost o lansare de film care nu a avut niciun dress code. Și m-am interesat tocmai prin prisma faptului că am văzut foarte multe ținute din filme diferite. Dacă tot a fost o lansare de film, nu știu exact care era tema filmului. Dar este o ținută. Deci toate elementele din această ținută sunt foarte bune, nu toate combinate. Și îți spun și de ce. Pentru că e foarte aglomerat tot, adică e o ținută, în loc să fie o ținută aerisită, ea este o ținută extrem de aglomerată în cauza că sunt foarte multe printuri. Print pe tricou, adică, de exemplu, tricoul trebuia să fie simplu. Dacă era un tricou simplu, da, chiar nu mă deranja. Sacoul la fel nu mă deranjează, dar mă deranjează în combinația asta pentru că e mult, adică sunt foarte, foarte multe elemente. Toate sunt frumoase, dar luate separat. Cureaua? Cureaua din talie nu mă deranjează, că îi marchează talia și... chiar e în regulă, dar mă deranjează foarte tare, cred că tricou nu îmi displace total. În rest, ce să zic? Cam atât. Eu, Maria, vrea să treacă la fapte. Hai să vedem. Nicole Sherry. Ia-s. Auzi că se poartă roza anul ăsta, nu? Eu nu cred că fata asta este Nicole Sherry, în primul rând. Ea este. Nicole Sherry nu mai e cu mine. Ea este. A crescut și copilul, ce vrei acum? Nu, există, cred că, ceva programe care au modificat-o în ultimul hal la față. E altcineva. E foarte editată, e adevărat. Problema este că a încurcat, adică cred că a editat-o Bianca Drăgușanu, nu știu dacă observi. Deci este... Care dinții, nu are, acum serios, nu dinții, are... Dinții, ochii, deci este... Da, da, este cam schimbată da. Total și doar am văzut-o acum câteva zile. Lumina, cred că e de vină, sau ea e o aplicație. Programele da. În exces folosite, aplicațiile. Tu ești drăguță, mă mari, da? Nu, Marianu. Trebuie un echilibru, să știi, așa, da, e un echilibru, să știi că îmi place ținuta asta și e una dintre aparițiile ei bune. Nu neapărat că îi vine bine rozul ăsta Barbie Girl așa, ci pentru că mi se pare în conformitate, ca să zic așa, cu vârsta pe care o deține domnișoara. Lucrul acesta, nici bustiera aia nu-mi displace, se super poartă, cataramele se poartă și ele, nu-mi dau seama, ok, cataramele sunt de la geac, deci da, chiar e nu un look aerisit. Nu cred că poartă în picioare baloane, dar atât ai în poza asta. Nicio, cred că are niște flori pe geacă, nu? Sau? Are niște aplicații, probabil, oricum se poartă aplicațiile astea din paiete foarte mult, de biluțe, de paiete, de... Perle, orice. De perle, de orice, dar folosite cu simțul răspunderii, nu aruncate și... puse multe, deci, sunt foarte shiny. Da. Copchielul nu. Trece clasa, da? Trece, dar să o lase mai moale cu aplicațiile. Știi ce se întâmplă? Asta arată wishful thinking, deci ea și-ar dori să fie mai feminină, mai pe provocator, așa că nu degeaba cred te faci așa. Și subțiat un pic, da, mă rog, asta e partea, nu e problema mea. Chestia asta, hainele sunt mai drăguțe. Mai știu eu unele care te și speriai, aveai senzația că și-au scos toate coastele. Dar să știi că și bărbații folosesc aplicații, ca ai să râzi. Și nu mai sunt ei când îi vezi în realitate, da? N-am făcut în viața mea, m-am dus astăzi într-un loc, trebuie să fac un live, te machiez, lasă-mă în pace, da, doamnelor și domnilor. Doinița Oancea la Antena Live Show. Da, am vorbit, uite, chiar am vorbit și în pauză despre evenimentul antenelor, care a fost unul foarte, foarte frumos și foarte bine organizat. Și reușit, așa este. Da, reușit. Toată lumea a primit niște invitații, da. Pe care scria clar că a fost dress code-ul cocktail.
Rochia dinței nu este o rochie urâtă, ținuta pertoal nu este o ținută urâtă, dar nu este o ținută potrivită și de cocktail. Deci nu este o ținută de seară, nu este o ținută de cocktail. Doința cred că știe foarte bine lucrul ăsta, nu trebuie să-l spun eu. Singura scuză pe care aș putea să o găsesc e că venea de la filmări sau de pe platou. Sau de... i s-a rupt pantoful. Da, sau i s-a rupt sandaua, care dacă uite o sanda fix nude, neagră, o scotea total din... Da, adevărul că dacă avea sandalele, da, povestea se schimba. Se schimba total. Pentru că Doința e o femeie frumoasă, la păr nu trebuie să se aranjeze foarte tare, pentru că, la fel ca și domnișoara aici prezentă, au avut noroc de o podoabă capilară, da, extrem de generoasă și se pot aranja rapid. Deci, la Adidas. După păcate, da, nu ai cum să vii, da, în Adidas la un eveniment pe care scrie clar pe invitație că ținuta este cocktail. Da, Teatru Național, scenă. Da, și da, a și fost... Vezi că totuși totul era pe auriu, pe glamour. Tocmai din cauza asta. Nu numai la Antena Stars, exact, că noi avem un concept, da, în toamna asta. Mă gândesc că chiar a avut o problemă, știi? Cu, da, asta zic. Ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, numai că vezi pozele de la panou, nu ne și spun dacă vedeta a avut... Așa, sau deci, dacă acum înainte vedetele ar trebui să spună eu am sunt, dar mi s-a rupt pantoful. Și avem o bancardă. Da, da, da. De fapt, mie mi s-a rupt pantoful. Afară, acum nu se mai poartă pozele la poliția modei, se poartă filmările, filmulețele. Da. Pentru că poza te poate dezavantaja din e foarte puncte, multe puncte de vedere. Așa e, da. Știi? Da, și atunci, da, e mult mai simplu când ai filmare. Ești în mișcare, vezi mult mai bine fluiditatea materialului, croiala și așa mai departe. Spatele. Spatele. Așa e. Hai cu Ozana Barabancea, s-ar putea la același eveniment? O, da. Da, la același. Da, Ozana a slăbit foarte mult, eu nici n-am recunoscut-o. Deci nu o recunoaște nimeni pe Ozana. Deci, da, Ozana trebuie să fie miliardară decât nu o recunoaște lumea. Spectaculos a slăbit, da, exact. Da, da, spectaculos, sper să fie și sănătoasă și să se simtă este, foarte este bine. Este, este. Da? Și a făcut toate operațiile posibile și imposibile ca să arate... Ah, okay. Adică scos de piele, ridicat unele, altele. Rochia nu este una urâtă, este una de inspirație anii 50-60, catifeaua se poartă, este una în trend, croiala este una bună. Îmi place și detaliul acela de pe piept, nu ținea morții să fie acolo, dar dacă designerul așa a gândit, rochia nu e unul neapărat urât. Și lungimea, aș fi preferat să fie un picuț mai lungă, să treacă un pic de genunchi, pentru că eu am problema asta și... cred că multă lume o are cu genunchiul. Ori se vede, e scurtă, ori nu se vede, e peste midi, da? Ori e lungă până în pământ și atunci lucrurile și funcționează. Și trebuie să ai și genunchi frumoși, cum ar fi. Și trebuie să ai genunchi frumoși, da? O să lasă și că nu are genunchi urâți, de-aia nici mă deranjează așa de tare, dar în schimb nu îmi plac sandalele, încălțările. Le-a sortat oare cu poșeta, habar nu am, dar ar fi mers niște sandale, nu știu dacă încă... Poate că am zis că a făcut foarte multe operații de reconstrucție, da, nu știu dacă încă poate să stea pe tocuri cui, de exemplu, se sau poate, pe stiletto, dar sandalele chiar nu funcționează în această combinație. În rest, coafura este una bună, zâmbetul, da, la purtător. Mai bine era dress code de sculțe, că cred că erau mai de efect toate doamnele la, da, evenimentul ăsta. Da, până acum încălțămintea a fost o problemă. A fost o problemă, poate avea scuze medicale și atunci trece. Nu te enervezi foarte tare, că vine Oana Lisa acum, da? Unde, la noi aici? Uite, stai să uite, vezi în imagine acum. Vedem, acum e. Vedem că vine platou. Hopa! Roșu! Ce zici, mămic? Da, nu știu ce să mai zic, că tot am zis de-a lungul timpului. Rochie frumoasă, îmi place roșie. Roșu, roșu. Roșu este o culoare frumoasă. Dar ce vine are culoarea? Rochie, pe croiala aceasta funcționează pe domnișoarele înalte și slabe. Da? Da, da. Ceea ce nu este cazul aici. Ceea ce este clar că nu este cazul. În afară de asta, nu am înțeles nici până acum de ce refuză să-și pună sutien. Nu înțeleg, nu am să o înțeleg niciodată. Așa este. Pentru, da, că și gravitația acum poate să fie nemiloasă uneori, da? Da, pentru că ar ajuta-o și ar mai subțea-o. De altfel, dacă tot insiști, draga mea, Oana, cu acest tip de rochie, care, repet, nu este o croială urâtă, ai putea să folosești corsetele moderatoare, care există, nici nu au niște prețuri foarte mari și te-ar mai ajuta, te-ar mai subția puțin. Asta e ca un pont, dacă vrei. Dacă tot îți plac foarte mult rochile acestea. Crezi că îți plac foarte mult șaormele. Știi că mă așteptam să dai una de asta. Zic că tot îți plac foarte mult șaormele. Că îi plac. Adică ea recunoaște că mănâncă, măcar e asumată, știi? Mă rest, ce să zic, nu-mi plac nici pantofii. Aș fi preferat niște pantofi mai actuali. Adică într-o formă mai actuală. Cum ar fi? Într-un cuvânt, dezastru. Da, mergem mai departe. Că e cel mai rău din seara aceasta. Până acum, rochia nu... Rochia nu e urâtă, dar rochia pusă pe altă persoană. Nu avantajează.
avantajează, dar e clar, cred că și oamenii de acasă văd, nu e o răutate din partea mea. Eu nu vreau ca vedetele să o mai ia personal și să-mi dea mesaje pe Instagram sau pe Facebook, pentru că eu nu am nimic cu absolut nimeni și mă salut cu toată lumea. E, nu, într-adevăr, nicărădui voia să aibă ceva cu tine. Da, nu vreau să mai comentez, dar chiar nu, adică e... Le înveți, practic, da, e un sfat. Ia-ți, uite, un corset model, chiar ar ajuta. Și sunt foarte multe vedete care poartă așa ceva. Adevărul ăsta e. Pe vremuri când ne-ai explicat, a zis că are o aluniță. Bă, dar dă o naibii de aluniță, nu te întâlnești odată cu un doctor, se rezolvă aluniță problema. Aluniță la... Nu înțeleg. Sub sân, care, mă înțelegi, să... o enervează la... frecare, da, ar putea să târnească aluniță. Dar eu cred că te duci la un doctor și se rezolvă problema, zic eu. Da, și... Trecem la... Joe! Hai să vedem pe Joe. Ea mai... Întotdeauna mai altfel. Da, Joy e un personaj și a intrat în zona asta ei de nebunie frumoasă. Mie îmi place foarte tare cum se îmbracă și îi se potrivește stilul, pentru că ea este o persoană foarte activă și foarte energică și emană o energie, o pozitivitate. Dar și are genul ăsta copilăros, așa, exact. Și astea oversize, o prind foarte bine, training-urile oversize, gecile oversize, pantofii ăștia cu platformele astea foarte mari. Bine, ea e și micuță și se folosește un pic de trucul ăsta să fie un pic mai înaltă, dar arată foarte bine, sunt foarte actuali. Trebuie să știi să porți genul ăsta de haine, nu se potrivesc oricui. Trebuie să ai un fel de atitudine care să funcționeze. Dacă nu o ai, să nu încercați, că nu înseamnă că o să arătați ca ea. Deci doamnelor, să funcționeze, și doamnelor, doar așa. Deci e cel mai bine de până acum. E bine, e bine. Și mie mi se pare, doamnelor, da. Și domnilor, Zâna însăși, fără baghetă, Andreea Mari. Da, mă, ăsta e evenimentul la care era și Paula Chirilă. Excelent! Uite, vezi, haideți să facem o pare. Deci avem, v-am zis, înținute din alte filme. Andreea Marin, care este o apariție extraordinar de elegantă, ca de fiecare dată aproape. Și Paula Chirilă, care era un smart la același eveniment. Da, dar la același eveniment. Și se vede că sunt, cum am spus, din povești total diferite. Îmi place fusta de dantelă, îmi place și sacou. Eu aș fi pus un sacou un pic mai scurt, dar nu mă deranjează neapărat lucrul ăsta. Se poartă turbanele și rămân în trend anul acesta. Cred că aș fi pus unul simplu, dacă mă întrebați pe mine, tocmai pentru că dantela și pantofii, sandalele sunt foarte încărcate, adică uite, sunt, și, au niște... Și în spate fusta are un model, ceva? Are un scris, că un am scris. Dat eu un zoom pe fotografie, da, are și, mă rog, accesoriile acelea pe reverul sacoului, eu aș fi pus un turban negru simplu. Ai în dreptate. Rest, sinunta este una bună. Da, bravo, Zâna a făcut o magie, Wanda, dacă la același eveniment, la ei, așa ceva. Da. Vezi, uite, cum spun. Da, asta e stilul ei. Nu cred că ai fi văzut-o, de exemplu, pe Wanda îmbrăcată cum era Andreea Marin? Cred că am mai și văzut-o altfel, accesorizată, dar da, i-ar fi stat foarte bine hainele alea. Uite, dacă aș fi luat fusta Andreea Marin și, și pantofii Wandei, să știi că aș fi făcut iar, și un sacou oversize, aș fi făcut o ținută foarte bună pe stilul ei. Pe viitor, să țină cont. Da. Dar este foarte aici. Bine, este foarte bine, mai ales dacă nu au avut dress code, este foarte bine îmbrăcat, e foarte actuală, genul ei se poartă parpalacele astea la fel, exact, cum am zis, oversize, și șosetele, să știi că eu aș fi pus niște șosete la fel, genul ăsta, dar un pic mai strâmte, adică să stea fixe pe... Picior. Pe gleznă, da, pe picior. Și vă spun și de ce, că îți dă efectul ăla de burlan și ai impresia că n-ai de fapt nicio formă a piciorului. E dezordonat cumva. Da, dar nu e, e o țintă foarte bună. Bun, bravo, Bianca Rus. E? Ai văzut cine a fost la fântâni când s-a dat drumul? Am crezut că e la Bellagio. Ai văzut? Pentru ea s-a dat drumul la fântâni, crede-mă, uite-te la ea. Crede-mă. Da, nu știu, oricum, domnișoara, mi se pare că e altcineva de fiecare dată. Stai, mă, în primul rând că a slăbit, mă, ții minte când venea cu șlapii aia albi și cu rochițe roz. Da, știu cu că... Siclam. Dar era blondă, numai eu nu mai recunosc niciodată, în fine, păi, nu contează. A mai slăbit. Da. S-a mai maturizat, nu mai e chiar acel splendid dezastru care era, adică acum fântânile sunt în primul rând că nu știu de ce te duci așa să vezi fântânile, adică sincer, acum... Nu sunt frumoase fântânile? Nu, de ce te duci așa îmbrăcată? La fântâni? Da, să vezi fântânile, adică ce pune fusta aia atât de scurtă? Păi era cu spectacol. Și stai puțin, că dacă eu repet, dacă ai avut 150 de kg și ai slăbit 20 și nu înseamnă că e slab. În continuare are niște probleme, este mult mai slabă într-adevăr decât cum era, dar are niște probleme cu talia, adică mai are de mascat niște mânuțe pe care le-a mascat de data asta surprinzător de bine. Nu-mi place decolteul acela, e mult prea mult pentru o ieșire la fântâni, la Unirea, serios, adică chiar e mult.
Rest, nu-mi plac neapărat nici încălțările, geanta e din altă, alt film, poșeta aia din altă poveste. Machiajul excesiv, mânecile. Deci ascultă-mă pe mine. E ceva. Ascultă-mă pe mine. Fântânile sunt frumoase. Și fântânile. Ai văzut? Gata, deci, am găsit. Mergem mai departe. Andreea Bălan la Antena Live Show. Îmi place costumul. Da, este un costum frumos. Ce îmi plac îmi plac foarte mult sandalele, sunt de la un brand renumit, dar nu am, nici măcar asta nu contează, că am văzut sandale frumoase și care nu sunt neapărat de coautori sau sunt coautori necunoscuți. Nu îmi place lungimea pantalonului. Este o problemă. Pantalonii de în lungimea asta și în croiala asta funcționează pe femei foarte înalte. Foarte înalte. Riști să te facă mai mică de înălțime decât ești și mai robustă când nu e cazul, pentru că Andreea e chiar slabă, adică da, o știm cu toți. Da. Dar uite, da, îți adaugă kilograme în plus doar dintr-o croială. Auzi? Dintr-o croială. Deci, în principiu, a fost pe bază de încălțări în seara asta. În orice caz, a fost foarte frumos la Antena Live Show. Dar vedeți că acea podea, mai lăsați podeaua, lăsați-o pe sticlă, da? Dom'le, avea niște găurele, erau niște... Era tocul acolo, nu? Prindeai tocul. Îți prindeai tocul acolo, de două ori am scos-o pe Oana, la un moment dat, chiar la un moment dat, important, trebuia să intrăm pe scenă, poc! Eu am avut noroc, am venit cu toc pătrat. Tu ai fost, da, ai fost... Dar cine știa că e punte de vas acolo? Da, n-aveam. Dar altfel a fost un eveniment foarte frumos. Maria, mulțumim foarte frumos, mult. Mulțumim frumos. Da, cu mare drag, vedem. Au început să sune telefoanele. Da, deci Maria și-a făcut treaba. Da? Nu și-au plătit căldura, e bine.